Conducerea clubului Universitatea a realizat un proiect conform căruia, începând din toamnă, ar fi trebuit să forțeze accederea între primele echipe din handbalul românesc. Planurile universitarilor au fost date peste cap de situația economică. Membrii Consiliului de Administrație au hotărât că e bine să ne menținem la același nivel pe care l-am avut în anii anteriori, pentru ca, odată ce se va ieși momentul potrivit, să încercăm mai mult, deci o clasare pe podium sau o câștigare cu pe România, evident. Petru Ghervan a precizat că în acest an clubul Universitatea a primit doar 3 miliarde de lei vechi din partea primăriei. Pentru acest an situația este delicată și proiectele pe care le-am depus atât la primărie cât și la Consiliul Județean deocamdată s-au materializat în cele 300 de mii primite de la primărie în luna mai. Urmează, după discuția pe care ieri am avut-o cu domnul primar, la prima oră urmează să mai primim o sumă de bani pentru luna iunie. Situația echipei depinde de această finanțare și mai ales de ritmicitatea cu care ea se va face. Am rugat pe domnul primar ca finanțarea, indiferent cât va fi, să o știm dinainte și să aibă o ritmicitate lunară, așa încât drepturile bănești ale jucătorilor să poată fi achitate la timp. În ultimul sezon, Universitatea Suceava a avut un buget de 12 miliarde de lei vechi, din care 5 miliarde au venit de la primărie, iar 3,5 miliarde de la Consiliul Județean.